Ce faci? O resursă pentru clasa 1. Bună! Eu sunt Crina. Și dacă te întreb ce faci, poate că vei spune bine sau chiar foarte bine. Dar ce faci mai exact? La ce acțiune participi? Ce fac mâinile tale? Dar picioarele? Pentru că, dacă te gândești mai bine, tu faci foarte multe lucruri, chiar în acest moment sau în general, acasă sau la școală. Iată câteva lucruri pe care le fac eu atunci când sunt acasă. Ud florile de 2 ori pe săptămână, marțea și vinerea. Dau de mâncare pisicii mele în fiecare dimineață. Așez masa când mă roagă mama. Împachetez hainele mele și prosoapele după ce s-au uscat. Îmi fac ghiozdanul seara pentru următoarea zi de școală. Și pentru că tot am adus vorba despre școală, iată câteva lucruri pe care le fac la școală. O ajut pe doamna învățătoare să împartă foile celorlalți colegi. Îmi ajut colegul de bancă dacă nu știe la ce pagină suntem în manual. Duc hârtiile din banca mea la gunoi dacă nu îmi mai trebuiesc. Ridic mâna și cer voie să merg la baie. La finalul zilei de școală verific dacă am uitat ceva în bancă sau pe lângă bancă. Iată câte lucruri pot face, la fel și tu. Acum, pe o foaie de hârtie, desenează o linie. Ea va fi tulpina. Iar apoi desenează și un cerc. Acesta va fi mijlocul unei flori. Desenează câte o petală pentru fiecare activitate pe care o faci și o duci la bun sfârșit, cum ar fi. Îți pregătești ghiozdanul seara, îți ajuți colegii, respecti regula clasei când ridici mâna înainte de a spune ceva, dai de mâncare pisicii tale în fiecare zi și așa mai departe. Continuă să adaugi câte o petală pentru fiecare activitate pe care o faci și o duci la bun sfârșit, acasă sau la școală.